Ai, bem-vindos ao novo videoclip. Esse um que é esta chama mais computador volante da Sims 4 de origem original gratuito. Fala essa para Disney Tumban e só com esta 400 de dólar. Para fazer muitas intervenções de Sims, se não lhe deixa clicar aqui na origem, o ponto grátis ou período de tempo, da calote a como. Não sei se dá para ver esse videoclip atrás, a ver se acha que é logo grátis. Ainda tem que aprender a fazer com que a mamãe inspirada da clipe do foco de Teodora. Aperta na foto do meu DM, tipo o teu pé caraca. Acho que vai dar link aí em descrição. Dá-se aí que é um subscriber, para que é um clube possível no café que vai muito live com o Sam. Lá que vem interesse a Sam para entrar aqui. Lá é para canal se comentar se é com os investe aqui ou tem investe. Boa, né? Revenir lá. Parte com o Sims do país. Pentual da onda gratuito. Original. Clique para o Google Origin. Vou atrever a plataforma Origin. Provavelmente muito interessante. Va apparire che è free per un periodo limitato di tempo. Dovrebbe essere cliente Origin, io non l'ho detto, lo vedo potete cliccare per Windows, insomma questo, io lo vedo cliccare per Windows perché we love Windows. Ok, la campana mi manca esecutabile, dammi un clic. Nu este foarte greu, dacă nu aveți un cont Origin, deși cred că orice gamer are cont Origin, pentru că FIFA și pentru că Battlefield și multe alte jocuri de install. Eu că de prefer că nu mi-l dea odată cu Windows-ul, pentru că e un client de jocuri, nu e ceva master. Sau că de prefer că nu mi-a date din calculator despre hardware. Voi da continue și se descarcă Origin. Bun. Vale pas pentru că dacă tu nu l-am instalat Origin, vale ce trebuie să faci. S-a instalat deja. Asta e fereastra în care trebuie să vă rogați. Eu deja v-am zis că am un cont de Origin. Dacă voi n-aveți creativă, este destul de simplu. Da, e ca un login. Ne va trimite un cod de verificare pe e-mail. Perfect. Încă o dată vă rog foarte mult subscribe la Teodora. Intru pe Gmail și am aici codul. Sanguin, perfect. Hai să extragem setup-ul. Și odată locația mai game library, vedeți că am ceva jocuri în important update. România, da. Ok, perfect. Vedeți că am ceva jocuri pentru care și The Sims 2 pentru că a fost free. FIFA 19, FIFA 18 și Dragon Age. Și Battlefield 3 și 4 aparent. Ok. Pentru a lua Sims merge pe Home. Parcă. Sau. Scriem aici. The Sims 4. Bă, nu, stai. 4. Dacă nu găsiți, intrați înapoi pe Origin. Și dați Get It Now. Get it free. Din nou get it free. Și vă logați. E destul de easy. Nu trebuie să faceți mai nimic. Vă logați de easy. Și trebuia să vă mandați clientul. Dar v-am arătat cum se descarcă clientul. Pentru că oricum vă trebuie ca să vă jucați. Send security code.
Mi-a mai trimis un cod de ăsta. Sau cel puțin așa ar trebui. Pentru că nu văd nimic. A, gata, uite la aici. Deci vă logați cu browserul pe linkul din origine. Și îl băgăm, uite aici, da? Perfect, dăm login. Și gata. Uitați că l-am adăugat. L-am adăugat în l-am adăugat în librărie. Chiar și înseamnă că dacă luați acum, vedeți că fi pentru o perioadă limitată de timp, dar chiar dacă luați în perioada asta, vă rămâne pentru totdeauna, uitați aici. Vedeți, pot să mai joc Sims 4 când vreau eu, gratis, pentru că practic îl dețin. Cam asta a fost clipul, mulțumesc mult, Teodora, pentru pont, eu am fost Kio, pe data viitoare, dați like, share și subscribe. Ciao!